Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Moment aniversar Constantin TH Ciobanu, 85 de ani. Cursuri gratuite de pregătire pentru bacalaureat. Directorul CSM Onești, Ingrid Istrate, la Gala Sportului Românesc. Într-o atmosferă plină de recunoștință, emoție și apreciere, comunitatea din Onești a celebrat luni 19 februarie impresionanta aniversare a profesorului și poetului Constantin TH Ciobanu. La vârsta de 85 de ani și după 60 de ani de activitate culturală dedicată orașului, Constantin TH Ciobanu a fost sărbătorit printr-o festivitate de excepție, organizată de Fundația Națională George Călinescu și Rotary Club Onești, într-un cadru restrâns. Cu toate că evenimentul a avut un caracter restrâns, iar sărbătoritul nu a fost prezent din motive de sănătate, totuși, acesta a transmis un mesaj filmat din confortul casei, exprimând recunoștința pentru susținerea continuă a comunității și pentru continuarea inițiativelor sale culturale. Mesajul său a fost plin de înțelepciune, de emoție, reflectând parcursul său bogat în activitatea culturală și comunitară. Stimați colegi, prieteni și vechi colaboratori. Vârsta la care am ajuns îmi impune datoria de a vă adresa câteva cuvinte, deocamdată în ipostaza aceasta de suferind cu unele inevitabile, să zicem așa, încercări ale vârstei și ale timpului și, să o mai adaug și pe aceasta, ale timpurilor. Îndatorirea mea se îndreaptă, în primul rând, către cei care au avut curajul, responsabilitatea, puterea de speranță să fie continuatori ai modestelor mele inițiative și în felul acesta datoria mea este dublată de speranța că ne vom găsi, vă veți găsi mai ales într-o adevărată bucurie, satisfacție a unei împliniri. Doamna profesor dr. Emilia Boghiu, președinte executiv al Fundației, a alcătuit un substanțial excurs bibliografic despre mine, și am văzut acolo că a făcut-o ca un adevărat
continuator. Reuniunea a fost deschisă de profesor Gabriel Fornica Livada, secretarul Fundației George Călinescu și președinte în exercițiu al Rotary Club Onești. Președintele executiv al Fundației, profesor dr. Emilia Voviu, a prezentat o analiză biografică detaliată a vieții și activității lui Constantin T.H. Ciobanu, evidențind contribuțiile semnificative aduse orașului Onești. Care, în această seară, s-au unit pentru a ne aminti, noi ne amintim mai des, e adevărat, de domnul profesor Constantin T.H. Ciobanu. Ce T.H. Ciobanu, cum semnează domnia sa și ca poet. Astăzi împlinește 85 de ani. Și nu acum, și astăzi, și aici, o să aflăm tot ce a făcut domnia sa. Avem surse de informare, avem niște cărți, avem cărți scrise de domnia sa, în afară de a fi fost profesor o viață întreagă, domnia sa a fost, este și poet, scriitor. Dar nu să vă vorbesc despre asta acum. Voi da, eu doar deschid. Dau cuvântul. Colegii mei și sperăm din toată inima, președinte al Fundației Naționale G. Călinescu, președinte executiv, prin consensul Consiliului Director și cu, nu mă sfie să spun, cu binecuvântarea domnului profesor, colega noastră, deci profesor și doctor Emilia Boghiu, va vorbi câte ceva. Aici, pe acest ecran, avem bucuria să ascultăm, să vedem un filmuleț înregistrat acum o zi, două, de către domnul profesor acasă. Prin grijă ale nepoatei sale, Luana Popa. Deci, va fi și domnia sa prezent aici cu un mesaj, vă spun, emoționant. Deocamdată atât, vă mulțumesc! Ziceam așa, că ce a însemnat activitatea domnului Constantin Teodor Ciobanu, a însemnat, din punctul meu de vedere, ceva ce eu aș numi ieșirea din minorat. Eu am participat la primele ediții, copil fiind, cred că mi-a dus cu școala. Mă gândesc, mi-aduc aminte că am fost prezentă când a venit Victor Eftimiu, ne-a dat niște cărți și a dat autografe și mi s-a părut impresionant, copil fiind. După aceea am participat și la alte ediții. Și la un moment dat, profesoară fiind, mi spărea venită dinapoi în Onești, din centrul universitar, ce se întâmplă aici? Nu e mare lucru, că de ce ar trebui să ne consumăm timpul cu așa ceva, că nu are importanță. Ei, uite, după ani, consider că domnul Ciobanu a știut mai bine. Are importanță. Ceea ce se întâmplă într-un oraș mic are foarte multă importanță. Și dacă dăm mai departe, Andrei, poate găsim, ziceam, că a realizat lucruri care ne-au marcat și pe noi și îmi pare rău că te faci, dar următoarea. Și a realizat această ieșire în larg, care mie, la un moment dat, vă spun sincer, mi se părea un pic nebunie. Chiar crede că o să poată face asta? Și ce să vezi? A putut. Aici îl laudă Cărtărescu în creionul de tâmplărie, că la Onești se întâmpla ceva cu totul deosebit. Mai încercăm. Apoi, atât. Aici lăsăm un pic și acum pot să iei o pauză. Domnul Fornica, ceilalți, domnul Romandaș aici prezent și alți oameni au făcut un lucru extraordinar. Acest jurnal literar la 40 de ediții din zile. Și dacă îl răsfoiești, înțelegi ce zic eu acum. Adică zic despre ieșirea din minorat. Aici au venit, an de an, câte 15-20 de oameni, personalități cu totul marcante în această urbe, încât te uimeai cum e posibil ca 3-4 zile pe an să te întâlnești pe stradă în Onești, în fața Casei de Cultură, cu Nichita Stănescu, cu Marin Sorescu, cu Laurențiu Ulici, cu Nicolae Manolescu. Îl aveam în manual pe Nicolae Manolescu, dar învățam despre el, era cineva așa, ca din Olimp, un fel de zeu.
Talentatul elev Victor Plutașu a oferit o scurtă incursiune în istoria orașului Onești și activității culturale locale, iar elevii Colegiului Național din Ilie Cantemir au adus un omagiu prin lecturarea poeziilor lui Constantin de Hașciobanu. Atmosfera socio, contextul socio-cultural în care a copilărit și a acumulat experiență domnul profesor Constantin Teodor Ciobanu era dominată de o nouă direcție în cultura românească, în primul rând o sistare a sincronizării cu cultura, direcția culturii europene și impunerea proletcultismului în țara noastră, rezultat produs artificial al subordonării țării noastre față de Uniunea Sovietică și în imagine putem observa o manifestație tipică acelor ani. Este din anul 1950. Domnul profesor este născut în 1939. Începe școala, mă rog, gimnazială, adică secundară, în 1950, deci exact în momentul când începe dumnealui școala, atmosfera culturală era de tipul acesta, erau manuale unice, țara noastră era dominată de personalități nevăzute până în 1944. În imagine putem să observăm prim-ministrul de atunci, președintele Consiliului de Ministri, doctor, cum se auto-intitula, nu avea doctoratul domnul Petru Groza, era doar avocat, diplomă obținută la Leipzig. În mijloc avem pe ideologul comunist, istoricul Mihail Rolev, care nu a terminat o facultate de istorie și nu avea studii universitare, ci doar care a reformat, a remodelat istoria națională pe considerente marxist-leniniste, iar în partea dreaptă, ministrul de interne, Teohari Georgescu, membru al secretariatului Partidului Muncitoresc Român de atunci, ministerul de interne, pe care îl conducea Teohari Georgescu, era și cel conducea atât securitatea, înființată în 1948, cât și miliția și trupele de securitate, înființate la 1949. Orașul Onești a fost înființat oficial în 1952, iar centrul urban pe care îl vedeți în imagine este unul de factură muncitorească, este un produs al regimului politic instaurat la noi în țară și domnul Constantin Teodor Ciobanu, care a copilărit în județul nostru, s-a născut la Tisa, în Duleni, a făcut studiile liceale la Bacău, universitare la Iași, iar în 1962 va fi repartizat, după metoda epocii, va fi repartizat la Onești, ca profesor de limba și literatura română. Primul an de profesorat l-a făcut la colegiul, școala medie mixtă numărul 1, de pe atunci, deoarece în 1962 exista doar o astfel de școală medie mixtă, mai exista doar o școală de chimie, care nu avea legătură cu profilul teoretic. În 1962, deci, vine în Onești, devine profesor de limba și literatura română și în noiembrie, în septembrie devenise profesor, iar în noiembrie, două luni după sosirea sa în oraș, Marin Preda, Ion Brat și alți scriitori cunoscuți în epocă, vin la Onești pentru anumite convorbiri cu publicul care se practicau în acea perioadă. Secretarul Comitetului de Cultură pe Urbea Oneștiilor era deținut de către... Pentru secretarul era Dumitru Dăscălescu, profesor de română. Și la întâlnirea aceasta dintre Marin Preda
domnul profesor Dăscălescu, domnul profesor Cioban, domnul Dăscălescu i-a reproșat lui Marin Preda limbajul greoi din romanul Muromeții. Constantin T.H. Ciobanu, fondatorul Societății Culturale George Călinescu, a rămas un pilon cultural și un animator dedicat în comunitatea oneșteană, reușind să influențeze pozitiv viețile multor oameni și să contribuie la promovarea valorilor culturale și literare. Constantin Teodor Ciobanu, profesorul, poetul, animatorul cultural, președinte fondator al Societății Culturale George Călinescu, s-a născut pe 19 februarie 1939, în localitatea Tisa. În prezent, vatra satului nu mai există, din comuna Sânduleni, și a debutat în literatură acum 60 de ani. Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău organizează cursuri de pregătire gratuite pentru Bacalaureat 2024, destinate elevilor din anii terminali. Pentru a veni în sprijinul acestora, profesori de prestigiu din cadrul Universității Vasile Alexandrii Bacău vor parcurge programa și subiectele pentru disciplinele matematică și limba și literatura română. Pentru disciplina matematică, cursurile se vor desfășura în fiecare zi de sâmbătă, iar pentru disciplina limba și literatura română, în fiecare zi de duminică, între orele 9-13, corpul de la parter, în sala de pe 17, începând cu data de 24 februarie până pe 26 mai 2024. Mai multe puteți afla contactând Universitatea Vasile Alexandrii Bacău. Directorul CSM Oneș, profesor Ingrid Istrate, împreună cu profesorul Dorin Arădăvoaicei, consilier pe probleme de strategie la CSM Onești, Alexandra Iacob și Daria Chitic, atletele legitimate la CSM Onești, au fost invitați miercuri seară în cadrul Galei Sportului 2023, eveniment organizat de Agenția Națională pentru Sport. În cadrul evenimentului desfășurat la Ateneul Român din Capitală, au fost acordate premii pentru categorii pe baza rezultatelor obținute pe parcursul anului 2023. Nominalizările, precum și desemnarea câștigătorilor, au fost realizate de Asociația Presei Sportive din România. Un premiu special al Agenției Naționale pentru Sport, intitulat Legenda Sportului, a fost oferit miercuri seara antrenorului de fotbal Mircea Lucescu. Tehnicianul a primit trofeul din partea fostului tenismen Ion Țiriac. Președinta ANS Elisabeta Lipa a fost la rândul său premiată la categoria Președintele Anului pentru performanțele obținute în prima parte a anului trecut, în care a condus Federația Română de Canotaj. Anul acesta România sărbătorește 100 de ani de olimpism, 100 de ani de la prima medalie de la o ediție a Jocurilor Olimpice cucerită de echipa națională de rugby. Am participat alături de profesorul Dorin Arădăvoaicei, consilier pe probleme de strategie la CSM Onești, Alexandra Iacob și Daria Chitic, atlete legitimate la CSM Onești, alături de cluburi de prestigiu din toată țara. A fost o mare onoare să fim prezenți la această gală. Sperăm că la următoarea, după olimpiadă, să fie premiate pe podium sportivele clubului nostru. La evenimentul de miercuri am fost alături de nume sonore de foși actuali sportivi, antrenori, președinți de federații și cluburi, a precizat profesor Ingrid Istrate, directorul CSM Onești. Luni 19 februarie, în Catedrala Pogorârii a Duhului Sfânt din municipiul Onești, a avut loc ceremonia de investire în funcția de protopop al protoieriei Onești a părintelui Nicolae Zaharia, preot paroh la parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena. Învestirea s-a făcut într-un cadru solemn și plin de emoție prin hirodesie în cadrul unei slujbe oficiate de Preasfințitul Părinte Dr. Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La eveniment au fost ministrul mediului Mircea Fechet, subprefectul județului Bacău Narcis Jitaru, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, primarul comunei Helegiu Ciprian Ene, primarul comunei Livezi Sorin Ichim, dar și mulți alții. Astăzi într-o zi de parte să sărbătoare. Sărbătoarea este fiecare zi pe care o primim în dar de la Dumnezeu. Ne trezim dimineața, privim cerul și mulțumim pentru încă o zi. Nu știm dacă va urma. Și de aceea trebuie să facem din ziua aceea sărbătoare. Este înscris în calendar sau nu, este sărbătoarea noastră personală. Este sărbătoarea zilei noastre pe care o trăim și în care respirăm. S-a suprapus sărbătoarea venirii în mijlocul nostru, în Preasfinției voastre, în Preasfinției de Părinte. Pentru că simțim că purtați în suflet între ceruri, pe
care mi-l aduceți și eu de mult. Simțim că binecuvântarea Doamnei Sfinției Vaste este binecuvântarea lui Dumnezeu, care se pogoară peste noi și ne întărește și ne dă o nouă perspectivă și ne arată identitatea. Pentru că avem identitate doar în Hristos. Avem, cu siguranță, fiecare în buzunar o carte de identitate. Este valoroasă. Este valoroasă din punct de vedere social și administrativ. Că noi știm în biserică, așa cum s-a citit în Sfânta Evanghelie de astăzi, să dăm cezarului ce este a cezarului și Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dar adevărata identitate o avem în Hristos. Iar identitatea preoțească o aflăm în jurul Sfintei Mese, în fața Sfântului Potir și a Sfântului Vis. Acolo unde nu avem simbolul, acolo unde cu adevărat închip real, Hristos ne zâmbește, Hristos ne iubește și ne îmbrățișează pe fiecare dintre noi. O taină cea mai mare este aceasta, pentru că răspândiți fiind în întreaga eparhie pe care cu atâta demnitate, bunătate, cu atâta grijă o răspândiți. Deci fiind așa de răspândiți, noi în fața Sfântului Potir suntem practic în același loc. Suntem suflet lângă suflet, suntem conștiință lângă conștiință, suntem dragoste lângă dragoste și rămânem în veșnicie în dragostea Mântuitorului Iisus Hristos. Această dragoste o primim și o dăruim. O dăruim credincioșilor noștri. O dăruim celor care ne sunt colaboratori apropiați. Dragostea aceasta o dăruim familiilor noastre. Dar o întoarcem plecând genunchii și în alta Sfinției voastre. Dragostea pe care ne înconjurați, vă repunem în fața omoforului și spunem cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea cuvintele acelea care, deși sunt liturgice, fac parte din limbajul sufletului nostru. Întâi pomenește Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul nostru, părintele nostru Ioachim. Suntem într-un moment deopotrivă aniversar, dar și de înnoire și de continuitate. Suntem într-un moment aniversar pentru că astăzi am fost cu toții în Sinaxe. Este a 24-a ediție a Sinaxei preoțești, pe care ați binecuvântat-o la începuturile ei. Ați fost cu totul și cu totul în gând, în suflet și în duh, aici, alături de noi, o sinapsă gândită împreună cu vremul de pomenire părintele nostru, Fădăinul ăsta din Arun, căruia i-am făcut din inima noastră pomenire. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 22 februarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Vineri, 23 februarie, vremea se mai încălzește. Cerul va fi parțial noros. Vom înregistra o maximă pe timpul zilei de 16, chiar 17 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.